Pentru că România este afectată în această perioadă de multe infectări, specialiștii au transmis faptul că certificatul verde va deveni obligatoriu pentru accesul în instituțiile publice, dar și în cele private. Această situație a creat revoltă, în special pentru persoanele care nu sunt vaccinate. Autoritățile au anunțat că instituie noi restricții în contextul valului 4 al pandemiei, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Certificatul verde a devenit obligatoriu pentru accesul în mai multe instituții publice sau private, ca o măsură prin care autoritățile încearcă să mobilizeze tot mai mulți cetățeni să se vaccineze. Ar trebui să facă cumva niște ghișee separat, undeva mai în aer liber sau, mă rog, într-o încăpere mai la stradă, ca nu, deci nu sunt toți vaccinați, nu pot să se vaccineze toți odată. Și ca atare trebuie să mai, măcar o lună, o săptămână, două, ca să poată să se facă și să-și rezolve problemele și ceilalți oamenii. Dacă tu ai dat cu certificatul verde, omul trebuie să ducă să plătească. Dacă nu are pe cine să ducă să-l locuiască, să plătească ceva, ce rămâne cu dările neplătite. Pentru că sunt mulți români fără certificat verde, aceștia sunt revoltați și îngrijorați de acest aspect. Păi ce să mai, cu mitraliera, iau mitraliera și intru cu mitraliera și fac ordine. Nu așa se poate rezolva în țara asta, prin forță. Ei pun forță și noi la fel vom pune forță. Nu poate într-adevăr să sugrume acest popor, această nație care a fost prigonită de secole. Mai veniră și ăștia cu dopitocenii ei. N-au ce căuta acolo, să vină alții care sunt capabili să conducă și care au școală. De derbedeie este tulă lumea. Situația a ridicat multe semne de întrebare, mai ales când vine vorba de plata taxelor. Chiar dacă există posibilitatea ca taxele să fie achitate în mediul online, nu toată lumea știe cum să facă acest lucru. Autoritățile urmează să discute eventualitatea în care românii care nu sunt vaccinați anticovid ar putea să-și amâne plata taxelor și impozitelor.